Testarea gratuită a angajaților din sistemul public cât și cel privat pentru o perioadă nelimitată îl nemulțumește pe liderul PNL, Florin Cîțu. Acesta afirmă că speră ca noua lege a certificatului verde să nu fie adoptată în Parlament. Tot el precizează că ar fi o cheltuială nejustificată câtă vreme oamenii se pot vaccina gratuit împotriva COVID-19. De partea cealaltă, ministrul Sănătății Alexandru Rafila afirmă că speră ca noua lege să fie adoptată chiar luna aceasta. Președintele PNL Florin Cîțu se arată nemulțumit de noul proiect de lege referitor la certificatul verde profesional. Acesta spune că nu a fost analizat cu specialiști și, totodată, precizează că nu este de acord cu susținerea testării de către stat pe termen nelimitat pentru cei care nu se vaccinează. Am primit o variantă a acestui proiect de lege. Nu am discutat-o cu colegii mei, cu specialiștii. Astăzi o să discutăm. Să vedem, dar ca principiu știți foarte bine opinia mea că nu poți să susții nelimitat o astfel de cheltuială atunci când există un vaccin gratuit. Iar soluția este de a depăși pandemia este vaccinarea, nu testarea. Cîțu afirmă că proiectul nu este fundamentat câtă vreme vaccinarea este soluția încheierii acestei pandemii de COVID-19. Testarea, spune el, ar duce doar la încetinirea campaniei de vaccinare. Trebuie să pornim de la principiul de bază sau de la ce am dorit cu acest certificat verde, acela de a crește rata de vaccinare. Dacă oferim o testare gratuită nelimitat, rata de vaccinare nu o să mai fie Cîțu afirmă că s-a stabilit deja în coaliție ca testarea să fie suportată doar 45 de zile și nu înțelege de ce acum se dorește altceva. Pentru cât timp ar putea statul să susțină totuși plata acestor teste? 45 de zile. Am discutat. Asta... A fost agreată, nu înțeleg de ce ne-am duce mai departe. Am agreat-o acolo, domnul Rafil era acolo, a spus da. Nu văd care este argumentul să mergem să schimbăm acea variantă. De cealaltă parte, ministrul Sănătății Alexandru Rafila a anunțat că la acest nou cadru legal au lucrat specialiști din Institutul Național de Sănătate Publică și parlamentari. Tot el spune că speră ca legea să fie adoptată în Parlament până la finalul anului 2021.